Bună ziua, vă spun și eu și nici nu știți cât mă bucur să văd din nou o sală de spectacole atât de plină. Mi-a fost dor și cred că și vouă v-a fost dor să ne adunăm împreună, să fie în sală toți elevii sau aproape toți elevii din Călăraș, cei care reprezintă învățământul profesional și tehnic, iar eu astăzi vă privesc ca viitorii maestri, viitorii tehnicieni, viitorii specialiști ai Călărașului, viitorii ingineri. Mă bucur să fim împreună astăzi și să celebrăm această zi. Dragi elevi, cursanți ai liceilor cu profil tehnologic din municipiul Călăraș, stimați profesori de specialitate, onorat prezidiu, vă mulțumesc că ați ales în această zi să fim împreună și să celebrăm Ziua Meseriilor. Permiteți-mi, înainte de a prezenta prezidiu, să facem o prezență așa, să știm dacă fiecare liceu este reprezentat în această sală. Colegiul Economic Călăraș este aici? Mi-ați răspuns atât de frumos și pentru că mi-am dorit să dau însemnătate acestei zi, alături de noi se află edilii județului Călăraș, cei care trebuie să ne sprijine în fiecare acțiune, trebuie să ne fie alături și mai ales trebuie să se bucure alături de noi de fiecare reușită. Permiteți-mi să prezint președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță. Domnul Marian Drăgan, director Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călăraș. Senatorii mei și senatorii dumneavoastră, Ciprian Pandea, Nicușor Cionoiu, primarul municipiului Călăraș, Dulce Marius, prefectul județului Călăraș, Barbu Valentin și bineînțeles că orice funcție de conducere, în orice funcție de conducere trebuie să ai și parteneri. Partenerii mei în această zi sunt inspectorii din Inspectoratul Școlar Județean și pe această cale vreau să-i salut că mi-au răspuns prezent și în primul rând au venit să împărtășească alături de mine aceste emoții. Bineînțeles că avem și conducerea, inspector general adjunct Melente, Dan. Inspectorul meu și al vostru pe discipline tehnice, Moisescu Olimp. Și subsemnata, Roxana Natalia Pațurcă. Inspector școlar general la ISJ Călăraș. Începând cu data de 7 martie și timp de 5 zile,
În fiecare unitate de învățământ cu profil tehnologic din județul Călăraș s-au desfășurat acțiuni menite să adauge un plus de valoare prin promovarea ofertei educaționale. Au fost organizate întâlniri cu agenții economici, cu parteneri în activitatea de practică din specialitate, dar și lecții demonstrative privind abilitățile practice dobândite în specialitatea aleasă. Astăzi, sub deviza aleasă de dumneavoastră hashtag fi meseriaș în Călăraș, ați participat la marșul meseriașilor alături de inspectorii pentru învățământul profesional și tehnic, alături de directori, dar și de profesorii de specialitate. Împreună am gândit și am demarat această acțiune, acțiune care s-a desfășurat concomitent în județ, nu numai în cele 6 licee din municipiu, ci și în celelalte licee cu profil tehnologic, iar colegii dumneavoastră și colegii mei vor să ne transmită câte un mesaj. Cred că nu sunt 10 minute de când am primit aceste mesaje și vreau să le vizualizăm împreună. Bună, vă salută liceul tehnologic Coraia Bocescu Botelic. Suntem meseriași din catalitate și mecanică. Și sperăm că acțiunea voastră a fost ok. Bună, vă salută... Sorin, dacă ne ajut puțin, că totuși nu e imaginea pe care o aștept. Și sperăm că acțiunea voastră a fost ok. Ne bucurăm și ne vedem la Olimpiadă. Fii meseriași în Călăraș! Ionica, mulțumesc și eu tuturor celor care s-au implicat. Suntem aici pentru voi să vă susținem în meseriile pe care vreți să le urmați. Suntem aici ca să vă promovăm. Suntem aici să vă susținem dacă aveți un comportament civilizat și să încercăm să-i determinăm pe agenții economici să se îndrepte către voi și să vă ofere locuri de muncă. Vă mulțumim mult de tot și eu sunt mulțumită pentru cum v-ați comportat astăzi. Asta înseamnă că ne putem baza pe voi și vă putem susține. Mulțumesc! De unde mergeți? Alexandru Odobescu, județul Călăraș. Aici suntem la oaltă, mereu unul lângă celălalt. Fie mecanic, tehnician în activități economice, confecționer produse textile sau lucrător în alimentație publică. Mai întâi, pentru a desfășura activitatea în condiții de siguranță, vă puteți baza
cu toată încrederea pe colegii noștri tehnicieni în activități economice care ne prezintă elemente de protecție a muncii. Nu ezitați să veniți la noi. Dacă vi se strică mașina, meseria și noștri tehnicieni în transport vă sar în ajutor. Au chiar și un motor de rezervă. Dacă ținuta e problema, veniți la coitorie. Colegii confecționă produse textile și pelărie vor avea grijă să arătați mereu impecabil. Iar la final, nu vă faceți griji. Masa este asigurată, ospătari, chelneri, vânzătorii de unități de alimentație au terminat miza în plasuri, iar colegii cofetari patiseri tocmai au oprit cuptoarele. Ce bine miroase! Vă așteptăm la noi! Bine! Felicitări pe triumfală! Și pentru că astăzi este ziua voastră, permiteți-mi întâi să dau cuvântul celor care și-au exprimat dorința să vorbească dintre dumneavoastră și apoi prezidiului. De la Colegiul Economic Călăraș, specialitatea turist, a înscris la cuvânt Mihai Flavia. Și mai avem de la Dan Matescu, Dumitru Alexandra, tot pe turism, Dumitru Miguel pe producție media, Aura și Moise Ana pe agricultură, industrie alimentare, Grosu Monica Cofetar, Manu Gabriel, mecanic auto. Domnul inspector este în sală, cred, deja cu microfonul, vă așteaptă să luați cuvântul, să ne transmiteți gândurile dumneavoastră și mai ales ce vă doriți atât de la comunitate, cât și de la agenții economici, dar și de la profesori. Bună ziua, mă numesc Mihai Flavia și sunt elev în cadrul Colegiului Economic Călăraș, pe care îl și reprezint astăzi și, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre școala noastră. Colegiul Economic din Călăraș este o școală cu o veche tradiție, pregătirea economică și comercială a tinerilor din județul Călăraș. Învățământul economic călărășan ia naștere în anul 1925, an în care se înființează școala elementară de comerț. De-a lungul timpului s-a bucurat de mare interes din partea elevilor și în anul 1999, ca formă de recunoștință din partea Ministerului Educației și Cercetării, primește titulatura de Colegiul Economic Călăraș. Școala și-a menținut tradiția în pregătirea economică și se bucură de mare prestigiu în comunitatea care i-a dat naștere. Unitatea școlară ne oferă nouă elevilor un mediu de învățare și comunicare sigur și sănătos. Ceea ce face o comunitate specială sunt oamenii care o compun. Iar liceul economic dă întotdeauna dovadă de empatie, disciplină, solidaritate, atât din partea cadrelor didactice, cât și a elevilor. Liceul nostru asigură meserii bine definite și de viitor pe orice ramură a economiei și a administrației. Profesorii competenți și elevii silitori asigură viitorul economiei și formează viitorii oameni de succes cu putere proprie de decizie, independenți și liberi. Colegiul este